Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Fan Arena, emisiunea care vă dezvăluie toate culisele Exatlonului. A fost un weekend extrem de tensionat în tabăra faimoșilor, iar antrenorul Gianni Chiriță s-a contrat extrem de dur cu Roxana Vancea. Pe această temă, dar și pe alte subiecte extrem de interesante, vom sta de vorbă în această seară cu invitații noștri. Diana Belbiță, prințesa războinică din primul sezon Exatlon. Bună seara, Diana, bine ai revenit! În același timp, stăm de vorbă și cu Dan Preoteasa, antrenorul de fitness al Roxanei Vancea. Bună seara, Dan, bine ai venit! Și avem și un invitat special, super campionul de kickboxing, Daniel Ghiță, este în această seară în platoul Fan Arena. Se pregătește Daniel pentru un meci de zile mari. Dăm voie înainte de toate să-l salut și pe Vladimir. Stai bună seara, Vladimir. Stai liniștit, că nu e nicio problemă. Nu-i nevoie? Ba, e nevoie. Ne ceartă... Eu după, dar nu da, ne ceartă Vladimir după și bună nu seara. E bine. Mă bucur tare mult că ești în această seară alături de noi, pentru că vorbim despre un eveniment cu totul și cu totul special în viața ta. Un super meci de revenire. Cum așa? Da, mulțumesc. Bună seara și mulțumesc de invitație. După 4 ani de zile de absență din ring, revin în România. A fost o dorință de-a mea de a lupta în an centenar, pentru că să fac 100 de ani de la reunificarea României și pentru mine înseamnă foarte mult treaba asta, mai ales că lupt la Cluj, unde aeroportul se numește Avram Iancu, unde sunt școli cu numele Avram Iancu, un erou pe care cel puțin eu și mulți și copiii mei sau copiii prietenilor mei sau noi în general ar trebui să învățăm despre eroii pe care avem și despre trecutul nostru, pentru că la urmă că e trecutul nostru și nu trebuie să-l uităm. Îmi place foarte mult ce spui, ești un naționalist convins. Da, da, sunt și îmi învăț copilul pentru a înțelege trecutul, pentru că în general noi ne ascundem sau cel puțin în școli sau ușor începem să uităm ceea ce suntem, că suntem aici pe pământurile astea de foarte mult timp, suntem daci sau traci sau geți, ar trebui să știm lucrul ăsta și să ne documentăm decât să, eu știu, să ieșim în să facem, eu știu, în cluburi sau până în alte lucruri unde n-am nimic de învățat. Daniel, sunt bune 6, hai să sunt fim serioși acum. Să nu exagerăm. Dar este foarte important să fim conștienți de istoria țării noastre, una extrem de frumoasă, și să reușim să le implementăm așa și copiilor noștri pentru a reuși să meargă mai departe în viață cu ceva bun din trecutul nostru. Hai să revenim la ceea ce urmează să se întâmple lunea viitoare de la ora 22:45, canal de, fiind partener media, vă transmite în direct meciul tău de revenire. Ai spus că acum 4 ani de zile te-ai retras. De ce te-ai retras? De multe ori orice sportiv de performanță, mai ales la nivelul la care am ajuns, eu cel puțin în kickbox, am atins cam toate culmile și sunt cel mai titrat sportiv de performanță din România pe plan mondial și nu mai e motivare, nu mai e o motivație pentru a merge la sala de sport, să faci același lucru de fiecare dată, să mănânci, să stai la dietă, să nu bei apă, să bei apă, să nu bei altceva și tot așa. Exemplu e și Federer, cel puțin 2 ani de zile s-a lăsat, după care a revenit și a câștigat toate meciurile pe care adică competițiile cele mai importante, așa și eu. Comparația asta e vine pentru că simți că asta se va întâmpla și cu tine? Bineînțeles. Bravo! Întotdeauna gândesc pozitiv și nu gândesc dacă voi câștiga sau dacă am șanse sau nu. Nu, voi câștiga. Nu totdeauna am câștigat, dar am cel puțin meciul a fost la nivel de wow. Și atunci îmi doresc că întotdeauna merg cu mentalitate de învingător, pentru că cel puțin eu am simțit pe pielea mea de multe ori afară, mergând la competițiile internaționale sau la antrenamente, de exemplu în Olanda, în care m-am simțit un pic, din cauza că sunt din România, un pic marginalizat. Da. Și lucrurile astea am vrut să nu se întâmple cu mine sau cu cei care vor veni după mine, să facă performanță, să zică, domne, nu sunt chiar așa români, că cel puțin afară să promovează foarte mult că suntem huzi, că suntem nepricepuți, nu știu. Dar iată că avem și vârfuri, exact, din mai multe puncte de vedere, acum ne referim doar la sport, care contează și care sunt apreciate la nivel internațional, mondial, despre asta cred că ar trebui să vorbim și să ne mândrim. Aș vrea să te întreb cât de greu e să-ți reintri în formă
formă după 4 ani de zile? Sau ai fost în formă și în acești 4 ani? N-am fost, nu trebuie să-mi intru în formă. Toată perioada asta de 4 ani de zile am fost lângă sală și chiar în sală. Adică m-am antrenat și în permanență, bine, nu am făcut antrenamente la nivelul pe care îl făceam înainte, dar în permanență am rămas la nivelul de pregătire, undeva la 70-80% din pregătire. Și de-aia mi-am dorit, acum e foarte ușor să intru în formă, pentru că sunt pregătit. Singurul, da, ai mai băut vreo băutură carbogazoasă între timp sau doar aplat? Da, ai mai băut, recunosc, nu? Da, da, e greu, mai ales după 20-24 de ani, 20 de ani activi, 4 ani pasiv, cum n-am intrat în competiție, dar este destul de dificil să te abții de la lucrurile pe care ți le dorești într-un fel, să bei o apă, să bei un... Eu știu, să mănânc ceva gras, lucruri pe care... Ce-ți face plăcere, da. Da, lucruri pe care 20 de ani le respingi. Ai emoții? Eu aș avea mari emoții. Am emoții, mai ales că vorbim doar de 4 ani în care am stat pe bară, pe dreapta, cum să facem și o glumă, dar sunt 9 ani de zile în care n-am luptat în România. Sunt din 2009, de când am luptat afară, am câștigat o piramidă în Tokyo, în care am doborât recordul lui Peter Hertz de 5 secunde, 5 minute și 16 secunde, în care am fiind ținut, recordul fiind ținut de Peter Hertz din 93 sau 94 și n-a reușit nimeni să-l doboare, eu l-am doborât, dar e o emoție mare, mai ales că toată lumea se așteaptă acum să fie ca și înainte. Îți dai ce presiune pe umerii tăi? Ești pregătit? Și mental și fizic, da. Bravo! Asta înseamnă mentalitate de învingător. Îmi plac foarte mult răspunsurile tale și e clar că tocmai de asta ai ajuns să fii cine ești și să ai numele pe care le ai, să ai titlurile pe care le deții, pentru că așa gândește într-adevăr un campion în adevăratul sens al cuvântului. Abia aștept să te văd luni, o să fim aici, o să susținem cu tărie numele tău și o să ținem pumnii și văd în același timp că ești în formă, uită-te la material. Asta îmi spuneau colegii din regie acum. Hopa, hopa. Antrenamentele astea sunt de când? E o întrebare pentru mine sau pentru cel care a pus video? Nu, pentru tine. De acum 2 săptămâni, cred. Deci acum câteva zile? Sau nu, 10 zile, cam așa, 10 zile, da. Ești în mare formă, Daniel. Eu mă uit la el așa și pare un contabil. Și mă gândesc că eu mai sunt nervos așa pe, mă rog, pentru cine nu știe, mai sunt nervos așa la, de exemplu, în trafic sau... Și deși este super mare, la un dat la nervi, ai putea să te iei de el, să zici, băi... Dar ce îmi dai calea? Și se apară. Și te omoară. Da, știi ce e foarte curios? Uitându-mă acum la imagini și uitându-mă și la el, că e aici lângă mine, e foarte mare, e mare, dar uite-l cât e de rapid. Adică, oh my God, cum îl cheamă pe adversarul tău? Poturac, băiatule. Au, 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 ce o să te aștepte? Îi dăm knockout? Eu am marea majoritate a meciurilor pe care le-am avut în cariera mea, le-am câștigat knockout. E un procentaj undeva la 70-75% câștigate înainte de limită. De-aia îmi doresc că... Ilinca, vrei să mă pun lângă tine să te ajut? Te rog. Poate nu-ți dai seama de n-am intervenit nici măcar o dată în discursul lui, că mi-e super teamă. Ai avea curaj să te așezi lângă el? Tati, ce stau foarte bine. Dar în picioare. Dar nici nu vreau să mai zic ceva. Doar aș vrea să vedem măreția lui Daniel. Dacă te-ai dat-o așa jos din mașină. Măreția lui în comparație cu micimea mea, nu? Asta zic. Dacă ai venit așa țanțoș înspre Daniel, Daniel, îmi faci plăcerea să te ridici? Mulțumesc, Daniel. Mulțumesc. Dar nu era un moment penibil. Pentru mine. Da. Nu e adevărat, Vladimir, nu ești un luptător acum de kickboxing. Hai să fim serioși. Acum, ai și tu meritele tale, deci o lăsăm așa. Uite, tot la înălțime ajungem. Uite că e cu bun simț și m-a salvat de... Da, nu e vorba de înălțime, ci e vorba de istețime aici, pentru că da, mulțumesc, dacă nu ai avea într-adevăr puterea de care uite, în general, oamenii judecă imediat sau judecă pe cei care fac sportul de contact, adică cel puțin în kickbox au de multe ori pumnii tăi minte nu are, da, cunoaștem expresiile și Diana le cunoaște. Adică mi se pare că se pune prea repede o ștampilă de peste un sport pe un sportiv. Na, poate să nu e același, nu e foarte cultivat sau nu e prea n-a citit prea mult, dar până la urmă în domeniul în care e face bine.
Adică dacă și alegea alt domeniu, poate făcea bine și acolo, dar nu trebuie să pune niște ampile la gata, eu sunt, am 5 clase sau 20 de clase și atunci el are, nu poate să... Știi ce se întâmplă? La datul cu părerea, toată suntem lumea specialiști. Se pricepe, este un sport național și suntem buni absolut toți, însă să te pui în pielea unui om și să aduci, să faci performanță, să aduci titlurile pe care le-a adus omul respectiv, asta e ușor mai greu. Și când strugurii sunt undeva sus, mai bine zici că sacri decât să faci altceva. Oricum, lumea nu înțelege că, de fapt, sportul ăsta nu înseamnă doar violență până la urmă. E un sport, sincer, cred că pe mine m-a educat mai mult sportul decât școala. Că până la urmă fac sportul ăsta de la 11 ani, cred, și sincer, da, am învățat mai multe din sportul ăsta și m-a educat mai mult sportul decât școala. Este o chestiune de școală de viață, dacă vrei să o luăm așa. Sportul, în prima dată, când te duci la o sală, e o mică societate în care trebuie să te integrezi. Dar acolo nu e cum vrei tu să faci tu, ce vrei tu, când vrei tu. E ora la antrenament la care vii la 6, de exemplu, la 7 să pleacă, la ștergi, speli pe jos... Pe la vestiar, adică sunt lucrurile care poate acasă nu le faci, că le fac părinții tăi când ești copil, dar în general toate lucrurile astea te dezvoltă când ești copil, pentru că acolo e singur și trebuie să dai din coate să fii cel mai bun din sală. Ca să câștigi respectul... Cum ai ridicat un pic și mingea la fileu, chiar dacă vorbim de kickboxing și de exatlon în egală măsură, pentru că exact de asta aș vrea să vorbim în momentele care urmează, despre cum reușesc anumiți oameni să se integreze în anumite echipe. Și evident, mă refer la exatlon. Știu că și tu ești un fan al acestui format de emisiune, da. Așa că îmi va face mare plăcere să aud și părerea ta vis-a-vis de toate subiectele interesante pe care le vom discuta în această seară. Hai să începem cu scânteile care au ieșit între Gianni Chiriță și Roxana Vancea.